De obicei îmi pun folie de protecție, de sticlă, pe toate dispozitivele pentru că nu-mi place să le zgâri, după aia regret, mai ales dacă sunt niște produse scumpe. Ei bine, în clipul de astăzi ne uităm la o sticlă pe care o voi pune pe spatele telefonului, nu pe partea din față. Și asta pentru că la telefoanele moderne, până și spatele se poate zgâria foarte ușor, din păcate nu mai avem spate din aluminiu și așa mai departe, cum era odată. Eu folosesc în mod normal și husă de protecție, dar din când în când îmi place să folosesc telefonul fără această husă și din cauza asta am spus hai să punem folie în spate și din câte am văzut o să primesc inclusiv folie pentru modulul de camere. Haideți să vedem cum o să arate toată treaba. Ce mă deranjează destul de mult la iPhone are modulul ăsta de camere destul de mult ieșit în afară. Observați aici, se pune foarte ușor praful și este foarte greu de curățat pentru că chiar atunci când vrei să ștergi cu o cârpă cu microfibre nu prea poate să intre foarte bine în unghiurile astea de 90 de grade care sunt acolo. Din acest motiv folosesc o perie ca să mă asigur că tot praful de acolo de pe modulul de cameră este îndepărtat ca să nu avem probleme atunci când aplicăm acea folie de protecție. Se pare că am primit mai multe elemente, iar ăsta este elementul pentru modulul de camere, cam așa arată. Avem o gaură pentru microfon, din câte văd, ceea ce este foarte bine. Și cam așa arată folia, care are un decupaj destul de mare. Observați aici cum este acest decupaj. Încerc prima dată să pun folia și îmi place foarte mult să dau jos această chestie protectoare. Hai să vedem cum reușim să punem treaba asta. De fiecare dată trebuie să fii foarte atent pentru că este foarte ușor să o pui cumva pe lângă. Eu voi încerca să simt conturul cu degetele și să o punem cât mai perfect, să-i spunem așa. E bine să începi cu un punct din mijloc și după aceea să îi dai drumul. Hai să vedem. Am pus folia cât de bine am putut, dar arată groaznic, pur și simplu groaznic. Probabil că o să protejeze telefonul, dar datorită faptului că iPhone-ul are un spate prelucrat, pur și simplu arată toată treaba destul de nașpa. Pentru că neavând sticlă lucioasă pe spate, această sticlă de protecție nu poate să aibă o aderență perfectă. Din punctul ăsta de vedere, înțeleg acum de ce nu prea sunt la modă astfel de protecții pentru telefon. Bineînțeles, telefonul este mai protejat în modul ăsta, dar observați că arată foarte prost și am încercat să apăs cât de mult am putut, dar sunt niște microbule care nu ai cum să le scoți din punctul meu de vedere. Ce părere aveți voi? Mie mi se pare un dezastru total. Cred că este prima oară când sunt atât de dezamăgit de un produs pe care îl cumpăr. Pur și simplu nu mi-am dat seama că așa ceva este posibil și mă gândesc că și cei care au lansat acest produs ar fi trebuit să-și dea seama că chestia asta nu funcționează. Eu lucrez în automotive și știu că de fiecare dată facem tot felul de teste atunci când vrem să producem ceva. Și în cazul ăsta, probabil că ei putea să iau o bucată de sticlă și să încerce să vadă cum este aderența cu acest dispozitiv. Haideți să vedem dacă măcar modulul de cameră își face treaba așa cum trebuie. Pur și simplu îl dezlipim de pe chestia asta și sper eu că nu ar trebui să fie prea greu de montat. Am curățat deja lentilele și pur și simplu o să încercăm să punem aici să se potrivească cât mai bine. Și cred că este ok, pur și simplu apăsăm. Și cam așa arată treaba acum cu modulul de camere, este mult mai ușor de șters, dar eu sunt curios dacă o să fie afectată sau nu calitatea imaginii. Din câte pot observa inițial, calitatea imaginii nu este afectată, ceea ce este un lucru bun. Dar, per total, din punctul meu de vedere, este un fail acest produs, așa că nu vă recomand să dați banii pe așa ceva. Uite că se întâmplă și asta, din când în când, să fie și câte un produs care nu prea își face treaba așa cum trebuie. Dacă credeți că am aplicat greșit treaba asta, vă rog să îmi scrieți și să îmi spuneți cum ar fi trebuit să aplic chestia asta. Singurul mod în care văd că ar funcționa treaba asta, dacă ai avea un fel de soluție sau ceva care să stea acolo, înăuntru, da, nu știu ce să zic, dar din punctul meu de vedere, cred că nu este ce trebuie pentru acest produs. Dacă spatele telefonului ar fi fost lucios, probabil că acest produs s-ar fi meritat.
Atunci când folosești o husă, se mai întâmplă să intre mizeria acolo, la husă în spate, și poate pentru asta este o astfel de sticlă, dacă pur și simplu folosești o husă și nu o să privești telefonul din spate, să-i spunem așa, poate că această sticlă va proteja să nu se zgârie mizeria care intră acolo de husă. Altfel nu-mi imaginez scopul acestui produs, ați văzut că arată oribil. Cam atât din partea mea pentru clipul de astăzi, sunt curios de părerea voastră, o să încerc să răspund la toată lumea ca de obicei, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!